Campania de instruire a minorilor în domeniul bazelor securității vieții continuă. Peste 200 de elevi din 20 de școli ale municipiului Bălți au fost instruiți de către pompieri și salvatori. Lecțiile practice s-au desfășurat în incinta secției Organizare, Protecție Populației și Teritoriului în situații excepționale nord din Bălți. Scopul orelor a fost dublu, de inițiere cu normele de securitate, dar și de demonstrarea cunoștințelor prin exerciții practice. Pentru cunoașterea și consolidarea deprinderilor de salvare și acordarea primului ajutor, în caz de situații excepționale, elevii au fost angajați în echipe și antrenați în 6 probe. Astfel, minorii s-au trecut la îmbrăcarea costumului de protecție individuală în caz de contaminare, transportarea sinistratului, acordarea primului ajutor, acordarea ajutorului sinistratului de la NEC, acțiuni primare în caz de incendii, dar și tragerea din armă pneumatică. Exercițiile de antrenare a cunoștințelor au avut loc după scenariul unic de acțiuni demonstrate de salvatori și pompieri, urmate de cele ale elevii, în care au manifestat capacitățile de intervenție primară, care le vor putea folosi și aplica în situații reale. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale încurajează astfel de acțiuni și continuă campania Salvăm prin Prevenire. Pentru inițierea și instruirea continuă a generației tinere în domeniul securității vieții în general și prevenirii incendiilor în particular. Astfel se dorește micșorarea numărului cazurilor de situații excepționale cu victime din rândul minorilor.